exemplu despre ce putem să transmitem, ce putem să facem, cum putem să manifestăm gratitudinea noastră în zilele de naștere ale fiecăruia. Astfel, iată-ne astăzi aici cu un grup de prieteni, artiști adevărați, Teo Boar, Dorin Andone, Vlad Ignejevici, care s-au reinventat practic alături de mine în această seară, sau eu cumva am evoluat alături de ei, pentru că acum când artiștii în pandemie nu lucrează, când e greu pentru multă lume din această zonă, noi încercăm să facem totuși, ajungând la voi, un act de cultură până la urmă, și acest lucru se va întâmpla în această seară aici, într-un loc fabulos. Poate vedeți că față de ce am mai cântat noi până acum, lucrurile sunt diferite. E un cadru extrem de cald, pot să dezvălui, este sediul fundației Spandu Gino, o fundație care nu a fost extrem de vizibilă, poate n-ați văzut-o atât de mult peste tot, în schimb, extrem de profundă și care s-a ocupat de la educația omenescului până la o mulțime de titluri care se uită la memorie, care scoate în evidență niște adevăruri extrem, extrem de importante. Nu pot să nu amintesc doamna Lavinia Spandonide, o prezență extrem de puternică, pe cât de puternică, pe atât de discretă, în această construcție a fundației. Noi suntem aici și poate divulg puțin, punem la cale un proiect mai mare pentru acest an. Când el va fi extrem de bine conturat, îl veți vedea și ne veți mai vedea în aceste locuri. Până atunci, Fundația Spandu Gino a sprijinit acest proiect și a fost inițiatoarea, pot să spun, pentru că într-o discuție avută cu doamna Spandonide ne-am dat seama că atunci vom începe cu acest titlu și o facem într-o încăpere unde acum o săptămână sau 10 zile, tot la inițiativa doamnei și la acest proiect, am făcut un prim podcast. Poate l-ați văzut pe pagina mea de Facebook sau este pe YouTube. Acel podcast în care, de fapt, a fost un dialog cu un domeniu despre care eu nu știam foarte multe. Am discutat cu doamna Mirela Nemțanu, care era CEO și este al Fundației Hospice Casa Speranței, o legătură importantă între Spandu Gino și Casa Speranței, pentru că Fundația Spandu Gino a susținut, practic, Fundația Hospice Casa Speranței de la început. Iar în urma discuțiilor cu Mirela Nemțanu, și există aceste înregistrări, sunt pe YouTube, sunt pe Facebook, am avut, dacă vreți, în preajma zilei de naștere, când toată bucuria, practic, se pogoară pe noi, sentimentul ce înseamnă niște oameni care își dedică viețile și activitatea pentru semeni ai noștri care au fost diagnosticați cu boli incurabile și care, de multe ori, din nefericire, nu mai capătă sprijin nici material și nici psihologic, pentru că le este greu și familiilor lor. Și am sesizat și am văzut atunci, în prezentarea extrem de elocventă a Mirelei Nemțanu, ce înseamnă să te ocupi de calitatea vieții oamenilor, plecând de la premisa că pentru fiecare dintre noi, fiecare moment al vieții este la fel de important. De aceea, în această încăpere astăzi, după ce acel podcast a avut loc, ne-am decis că vom dedica acest eveniment de gratitudine, pleacă de la răspunsul minunatelor gânduri pe care le-am căpătat în toate formele și vrem să-l canalizăm înspre Hospice Casa Speranței. De aceea, rugămintea este, nu cerem să dați fonduri fără să vă uitați despre ce e vorba. Lămuriți-vă, există acest podcast, există povestea Hospice Casa Speranței. Dar eu și prietenii mei în această seară dedicăm acest eveniment și ziua mea de naștere către Hospice Casa Speranței și către oamenii care sunt acolo. Pentru că ne dorim calitatea vieții lor să fie la superlativ, cum dorim calitatea vieții noastre să fie la superlativ și calitatea vieții voastre, a celor care vă uitați la noi, să fie la fel. Prin urmare, aceasta înseamnă răspuns de ziua mea. Va fi un spectacol despre care aș vrea să-l las mai departe pe colegul nostru, Dorin Andone, să vă spună despre ce e vorba.
Mulțumesc, bună seara tuturor. La mulți ani, Adi Vascu, în aplauzele dumneavoastră. Un om minunat pe care l-am cunoscut și mă bucur pentru că am avut momente în care de foarte puține ore am reușit să cunosc oameni minunați. Iată, Dumnezeu a avut grijă și de noi și l-am cunoscut pe acest Adi Vascu, care mai face și o vârstă astăzi. A trecut în următoarea jumătate de secol de viață. Bravo lui, să fie sănătos, să iasă toate bune, să-i crească copiii frumoși și noi toți pe lângă el să ne bucurăm pentru faptul că existăm și mai ales alături de dumneavoastră. Și dacă tot a zis că după milioane de felicitări pe care le-a primit de ziua lui, hai să vedem practic ce înseamnă răspuns de ziua lui. Titlul corect e răspuns de ziua mea, dacă vorbim despre Adi Vascu. Așa că hai să-i dăm drumul, răspuns de ziua mea. Mă înconjor pe toți cu brațele iubirii, azi când am mai trecut încă un an complet, când gânduri și cuvinte în formele amintirii mi le-ați împachetat și le-am primit colet. Când gânduri și cuvinte în formele amintirii mi le-ați împachetat și le-am primit colet. E cea mai sfântă zi, să o trăim din plin și fără de tristețe, căci cerul se deschide cu multe bucurii și ne oferă cheia spre o nouă tinerețe. Căci cerul se deschide cu multe bucurii și ne oferă cheia spre o nouă tinerețe. Avem recunoștință spre ceea ce a fost și pentru ceea ce în viitor primim. Să trăim deci din plin, că-i pentru al vieții rost, că-i mult sau e puțin, să nu ne mai gândim. Să trăim deci din plin, că-i pentru al vieții rost, că-i mult sau e puțin, să nu ne mai gândim. Pentru că existați și v-ați gândit ca astăzi atenție să îmi dați, să fiți recompensați cu tot ce meritați și toți talanții dați, să-i luați multiplicați, să fiți recompensați cu tot ce meritați și toți talanții dați, să-i luați multiplicați. Întreagă e o scenă și toți oamenii actori răsar și pierd cu rândul fiecare. Mai multe roluri joacă omul în viață, iar actele sunt cele 7 vârste. Întâi e prunc,
în brațele de dacei scâncește, țipă și nu-și află locul. Școlar apoi, cu o servietă în mână și fața fragedă ca zorii zilei, spre școală se târăște încet ca melcul. Îndrăgostit apoi, suflând încins ca un cuptor, slăvind cu glasul stins sprâncenele îmbinate ale iubitei. Soldat pe urmă, suduind amarnic, bărboț și mustăcios ca leopardul, bănuitor mereu că-i cauz price și gata să se încaere oricând. Cea care încheie peripețiile acestui basm e prunc din nou. Nimic nu ține minte, dinți n-are, n-are ochi, auz nimic. Să știi să dai, să poți să ceri, să înveți din ce ai greșit ieri, să te ridici de ai căzut, să nu renunți de te-a durut. Să știi să dai, să poți să ceri, să înveți din ce ai greșit ieri, să te ridici de ai căzut, să nu renunți de te-a durut. Să îți trăiești fie ce zi, ca și cum ultima ar fi, și să iubești, să simți că zbori, că nu trăiești de două ori. Să ierți, dar totuși să ții minte, să-ți fie spre învățăminte, să crezi în tine chiar de toți te vor opri spunând nu poți. Să ierți, dar totuși să ții minte, să-ți fie spre învățăminte, să crezi în tine chiar de toți te vor opri spunând nu poți. Să îți trăiești fie ce zi, ca și cum ultima ar fi, și să iubești, să simți că zbori, că nu trăiești de două ori. Să nu te oprești din a învăța, să ai o carte în dreapta ta, să nu privești vârsta în acte, să-i dai și inimii dreptate. Să nu te oprești din a învăța, să ai o carte în dreapta ta, să nu privești vârsta în acte, să-i dai și inimii dreptate. Să îți trăiești fie ce zi, ca și cum ultima ar fi, și să iubești, să simți că zbori, că nu trăiești de două ori. Să fii și bun, dar cu măsură, să nu schimbi dragostea în ură, să pleci și capul, dar jumate, să nu renunți la demnitate. Să fii și bun, dar cu măsură, să nu schimbi dragostea în ură, să pleci și capul, dar jumate, să nu renunți la demnitate. Să îți trăiești fie ce zi, ca și cum ultima ar fi, ci să iubești, să simți că zbori, că nu trăiești de două ori. Să îți trăiești fie ce zi,
privești, să simți că zbori, că nu trăiești de două ori, să îți trăiești fie ce zi, ca și cum ultima ar fi. Și să iubești, să simți că zbori, că nu trăiești de două ori, să îți trăiești fie ce zi, ca și cum ultima ar fi. Și să iubești, să simți că zbori, că nu trăiești de două ori. Vă mulțumim dacă acolo, acasă, ne-ați aplaudat. Aici ne aplaudă lumea. Mulțumim tuturor. Iată, după ce Shakespeare ne-a spus cam cum merge viața, așa, din punctul lui de vedere, Licuța Pântia, pe care o salutăm, în acest cântec pe care tocmai l-ați ascultat, Abecedarul Vieții, ne învață să luăm încet, literă cu literă, și să citim cartea minunată a vieții, ca să o trăim frumos. Tot Licuța Pântia semnează textul următoarei piese, care se cheamă Îndemn. Are sfaturi bune pentru noi, Licuța. Îndemn. Când sufletul cu lacrimi plânge și te simți gol și însingurat, nu dispera, ridică-ți ochii de la pământ spre cerul înalt, nu dispera, ridică-ți ochii de la pământ spre cerul înalt. Și nu te compara cu alții, nu știi povestea nimănui, un zâmbet poate ascunde în sine tot strigătul pământului, un zâmbet poate ascunde în sine tot strigătul pământului. Revin-o țar, precum și iarba, călcată este sus mereu, și după ploi învolburate pe cer zâmbește un curcubeu, și după ploi învolburate pe cer zâmbește un curcubeu. Ridică ancora cutează, avântă-te spre al vieții larg, speranța să îți fie vâslă, credința cel mai bun catarg. Speranța să îți fie vâslă, credința cel mai bun catarg. Și nu uita să-ți pleci genunchii doar când te rogi lui Dumnezeu. El îți cunoaște neputința, căci El e creatorul tău. El îți cunoaște neputința, căci El e creatorul tău. Și spune-i oful, gândul, păsul, sub o icoană sau un pom, va asculta și va înțelege cândva de mult. El a fost om, va asculta și va înțelege cândva de mult. El a fost om, va asculta și va înțelege cândva de mult. El a fost om, va asculta și va înțelege
cândva de mult. El a fost om. Vă mulțumim din suflet. Iată, Octavian Petrescu a scris o minunată poezie pe care firește că Adi Vascu s-a grăbit să o pună pe muzică, să facă un cântec. Iertarea se cheamă. Iertarea, un lucru pe care uneori îl uităm. Ar fi bine să ne gândim mai mult la ce înseamnă, de fapt, iertarea. Dincolo de orice luptă, dincolo de a mai spera, fiecare om în suflet are frumusețea sa. Dincolo de orice luptă, dincolo de a mai spera, fiecare om în suflet are frumusețea sa. Însă sfânta-i strălucire, în timp se poate opili, dacă-n lupte se va șterge darul vieții de a iubi. Însă sfânta-i strălucire, în timp se poate opili, dacă-n lupte se va șterge darul vieții de a iubi. Mai rămâne doar o torță spre a regăsi cărarea, să accepte fiecare necondiționat iertarea. Mai rămâne doar o torță spre a regăsi cărarea, să accepte fiecare necondiționat iertarea. Libertatea sufletească are rădăcini divine, căci atunci când ierți pe altul, tu de fapt te ierți pe tine. Libertatea sufletească are rădăcini divine, căci atunci când ierți pe altul, tu de fapt te ierți pe tine. Ura-i doar o slăbiciune care duce la durere, însă omul care iartă are în suflet o putere. Ura-i doar o slăbiciune care duce la durere, însă omul care iartă are în suflet o putere. Libertatea sufletească are rădăcini divine, căci atunci când ierți pe altul, tu de fapt te ierți pe tine. Libertatea sufletească are rădăcini divine, căci atunci când ești pe altul, tu de fapt ești pe tine. Libertatea sufletească are rădăcini divine, căci atunci când ești pe altul, tu de fapt ești pe tine. Libertatea sufletească are rădăcini divine, căci atunci când ești pe altul, tu de fapt ești pe tine. Libertatea sufletească are rădăcini divine, căci atunci când ieși pe altul, tu de fapt ieși pe tine. Libertatea sufletească are rădăcini divine, căci atunci când ieși pe altul, tu de fapt ieși pe tine. Mulțumim, mulțumim, nu e târziu, niciodată, așa cum ne spune Anatol Covali, nu e târziu nici când să crezi în tine. Nu e târziu nici când să crezi în tine, nu e târziu să o iei de la început, nu e târziu să faci de poți un bine. Nu e târziu
să pari că ai renăscut. Nu e târziu să faci de poți un bine, nu e târziu să pari că ai renăscut. Nu e târziu nici când să ai speranțe, nu e târziu să nu te abați din drum. Nu e târziu să mângâi cu tezanțe, nu e târziu să fii alt om acum. Nu e târziu să mângâi cu tezanțe, nu e târziu să fii alt om acum. Nu e târziu să uiți că sunt derive, nu e târziu să mergi pe drumul drept. Nu e târziu să cauți perspective, nu e târziu să fii mai înțelept. Nu e târziu să cauți perspective, nu e târziu să fii mai înțelept. Nu e târziu îți pleci privirea, nu e târziu să nu îngenunchezi. Nu e târziu să îți iubești iubirea, nu e târziu ca într-una să visezi. Nu e târziu să îți iubești iubirea, nu e târziu ca într-una să visezi. Nu e târziu să îți iubești iubirea, nu e târziu ca într-una să visezi. Vă mulțumim. Dacă tot avem în această seară un sărbătorit, care e vinovatul principal, nu ca în poezia lui Furnea, vinovatul de rezervă al satului, el e chiar vinovatul principal în această seară. Și îi mulțumim că a reușit să ne adune pe noi, pe dumneavoastră, la un loc, acum, ca să facem o sărbătorire a unei zile de naștere, iată, într-un mod ciudat, așa, adică, de obicei, venea tortul, veneau băieții, veneau fetele, venea băutura, veneau, nu știu ce, distracție mare. E, aici e o distracție mare, dar și cu niște lucruri pe care încercăm să le transmitem. Viața e frumoasă, viața e o minune care ni se întâmplă, dar ea nu începe când vezi totul în jur întâia oară, nici când cutreieră prin gând emoții dulci ce te înfioară. Ea începe atunci când o înțelegi și în lumea asta îți afli rostul. Când nu te minți și nu mai negi că un alt loc ți-e adăpostul. Viața începe atunci când reușești și spui: mi-e bine. Licuța Pintea, pe muzica lui Adi Vascu, Decizie. Viața nu începe când vezi tot un jur întâia oară, nici când cutreieră prin gând emoții dulci ce
te înfioară, nici când cutreieră prin gând emoții dulci ce te înfioară. Ea începe atunci când o înțelegi și în lumea asta ți-afli rostul, când nu te minți și nu mai neci că un alt loc ți-a dă postul. Când nu te minți și nu mai neci că un alt loc ți-a dă postul. Învață deci să spui mereu că în viață totul e posibil, chiar de e greu sau foarte greu, nimic nu-i însă imposibil. Chiar de e greu sau foarte greu, nimic nu-i însă imposibil. Învață deci să spui mereu că în viață totul e posibil, chiar de e greu sau foarte greu, nimic nu-i însă imposibil. Chiar de e greu sau foarte greu, nimic nu-i însă imposibil. Știi ce vrei și îndrăznești să te desprinzi de ce nu-ți place, când ești iubit și când iubești și umpli locul gol cu pace. Când ești iubit și când iubești și umpli locul gol cu pace. Nici 4-5 nici 70 nu-ți vârste ce te pot reține. Viața începe când încerci și reușești și spui e bine. Viața începe când încerci și reușești și spui e bine. Învață deci să spui mereu că-n viață totul e posibil, chiar de greu sau foarte greu, nimic nu-i însă imposibil. Chiar de greu sau foarte greu, nimic nu-i însă imposibil. Când viață totul e posibil, chiar de e greu sau foarte greu, nimic nu-i însă imposibil. Învață deci să spui mereu când viață totul e posibil, chiar de e greu sau foarte greu, nimic nu-i însă imposibil. Chiar de e greu sau foarte greu, nimic nu-i însă imposibil. Mulțumim! Nimic în viață nu este imposibil, oricât ni se pare nouă că este greu. Totul e posibil
totul este să simțim, să vrem să simțim și să vrem să facem totul posibil. Iată, o altă posibilitate care s-a dovedit a fi realitate este felul în care sărbătoritul nostru mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani, Adivascu, vede lumea, vede oamenii pe pământul ăsta. Îi vede ca lumânări. Mi-am zis, da, oare de ce? Simplu. În fiecare dintre noi arde o flacără care este vizibilă pentru cei care vor să facă posibilă această vedere a flăcării. Pentru cei care își deschid ochii minții, ochii sufletului, să vadă flacăra care arde în fiecare. Așa că, la un moment dat, dacă ne-am, presupunem, ne ducem undeva în spațiu și ne uităm către globul pământesc, către mama noastră, Terra, va fi plină de scântei, va fi plină de lumini. Și fiecare lumină este unul din noi. Noi, ca lumânări. Un text de Adivascu, la pian Vladi Kneževici. Îmi imaginez pământul ca fiind plin de lumânări care ard. Noi, oamenii, suntem fiecare câte o lumânare. Fiecare lumânare are importanța și destinul ei acolo în locul în care se află. Sunt lumânări mai înalte și lumânări mai scunde, de toate felurile, de toate grosimile, de toate culorile. Doar flacăra are aceeași culoare. Sunt lumânări care ard mai puternic și sunt lumânări care doar pâlpâie. Sunt lumânări care ard încet și în mult timp. Și sunt lumânări care ard foarte repede. Sunt lumânări care se sting. Și lumânări care se aprind. Sunt lumânări făcute să producă lumină pentru alte lumânări. Și sunt lumânări care luminează pentru ele însele și poate că nici asta nu e destul. Sunt lumânări care dacă ard împreună, ard mai puternic. Sunt lumânări care ard până la un moment dat, după care ard foarte repede sau se sting brusc. Ei, sunt lumânări care dacă ard în imediată apropiere se orbesc una pe cealaltă. În funcție de bătaia vântului, flacăra își schimbă direcția în care luminează, lăsând un tuneric acolo unde până mai ieri producea lumină.
Vântul nu bate însă din aceeași direcție tot timpul și nici la aceeași înălțime. Sunt lumânări făcute să lumineze o suprafață mai mare, iar altele care luminează doar locul în care se află. Pământul, văzut de departe, seamănă cu cerul, cu stele. În funcție de distanța la care te afli, unele lumânări se văd, iar altele nu. Nici o lumânare nu luminează tot pământul în afară de Dumnezeu. Mulțumim, Vladi Knežević, mulțumim, Adi, pentru textul ăsta minunat. Vă mulțumim dumneavoastră că ați găsit răbdarea să ne ascultați și să mai aveți răbdare că mai urmează niște lucruri minunate. Bun, schimbăm puțin ritmul, schimbăm tonul, schimbăm atmosfera, că de-aia e petrecere. La mulți ani, Adi Vascu! Mulțumesc, mulțumesc! La mulți ani tuturor! Un alt text al Licuței Pântia, fii om. Asta spune tot. Nu înjosi pe nimeni în viață și nici de sus la alții nu privi, nu ignora o lacrimă pe-o față, poate într-o zi pe fața ta va fi. Nu ignora o lacrimă pe-o față, poate într-o zi pe fața ta va fi. Pe cel mai slab ca tine, nu-i vina lui că așa a fost creat. Te vezi erou și lumea ți aparține, dar uiți că scări nu-s doar pentru urcat. Te vezi erou și lumea ți aparține, dar uiți că scări nu-s doar pentru urcat. Ascultă și răspunde o vorbă care ție-ți poate pleacă, poate salva pe cel care o aude și poate în deznădejde ai fi leac. Poate salva pe cel care o aude și poate în deznădejde ai fi leac. Suntem egali, fii om cu fiecare, lasă frumos pe unde ai să pășești. E o legea vieții fără expirare, la fel cum dai, așa o să primești. E o legea vieții fără expirare, la fel cum dai, așa o să primești. E o legea vieții fără expirare, la fel cum dai, așa o să primești.
Mulțumim! Avem aplauze, avem, în schimb, o viață doar și n-ar trebui să ne batem joc de ea. Perfect, de acord. Astea-s versuri scrise de Adrian Vascu. S-a înțelepțit cu vârsta. Avem o viață, doar o viață în astă formă, ce are al ei destin și are a ei noimă. Avem și o datorie istoric moștenită, adică s-o trăim din plin, căci e neprețuită viața pe care o avem. Avem o viață, doar o viață în astă formă, ce are al ei destin și are a ei noimă. Avem și o datorie istoric moștenită, să o trăim din plin, căci e neprețuită. Să o trăim din plin, căci e neprețuită. Avem tot ce ne trebuie, puterea e în noi, viața e frumoasă, să o trăim și voi. Și oricât mi se pare că este de puțin, de fapt paharul nostru e întotdeauna plin. Și oricât mi se pare că este de puțin, de fapt paharul nostru e întotdeauna plin. Venim de mai departe și mergem mai departe, viața ne adună, viața ne desparte. Lungina unei clipe e aceeași orice-ar fi, tristeți sau bucurii în fiecare zi. Tristeți sau bucurii în fiecare zi. Avem tot ce ne trebuie, puterea e în noi, viața e frumoasă, să o trăim și voi. Și oricât mi se pare că este de puțin, de fapt paharul nostru e întotdeauna plin. Și oricât mi se pare că este de puțin, de fapt paharul nostru e întotdeauna plin. Viață clipei, să nu o risipim, pentru că în orice zi câte puțin murim. Să avem ținte frumoase, netransformate în rană, să întâlnim când vrem și o fata morgană. Să întâlnim când vrem și o fata morgană. Avem tot ce ne trebuie, puterea e în noi, viața e frumoasă, să o trăim și voi. Și oricât mi se pare că este de puțin, de fapt paharul nostru e întotdeauna plin. Și oricât mi se pare că este de puțin, de fapt paharul nostru e întotdeauna plin. Ridicăm privirea, să ținem capul sus. E soarele pe cer, deși ieri a apus. Și când ne împotmolim în starea de gândire, să ne amintim că avem și ce înseamnă iubire. Să ne amintim că avem și ce înseamnă iubire. Avem tot ce ne trebuie, puterea e în noi, viața e frumoasă, să o trăim și voi. Și oricât mi se pare că este de puțin, de fapt paharul nostru e întotdeauna plin. Și oricât mi se pare că este de puțin, de fapt paharul nostru e întotdeauna plin. Și oricât mi se pare că este de puțin, de fapt paharul nostru e întotdeauna plin. Și orice mi se pare că este de puțin, de fapt paharul nostru e întotdeauna plin. Yes! Orice mi se pare că este de puțin, de fapt paharul nostru e întotdeauna plin. Revin din nou cu ideea, totul este să fim deschiși la minte, la suflet, ca să avem puterea
și să vrem, de fapt, să vedem că paharul este întotdeauna plin. Depinde doar de noi, pentru că unii văd că e plin, alții, știți povestea aia, domnule, un pahar pe care îl umpli la jumătate cu apă, unul vede, optimistul vede că e jumate plin, pesimistul că e jumătate gol. De fapt, cei care văd lucrurile într-adevăr spun, domnule, este un pahar cu o cantitate echilibrată de apă. Asta e, unii văd așa, alții văd altfel, unii și alții. Tot versurile Licuției Pântea. Doar un umăr pentru mângâiere, unii casă mare și mașină nouă, alții doar o umbră unde să nu-i plouă. Unii vor iubire, alții vor putere, unii doar un umăr pentru mângâiere, unii casă mare și mașină nouă, alții doar un umăr unde să nu-i plouă. Pelerin prin lume, între nu și da, fiecare suflet are rana sa. Nu tot cel ce râde este fericit, cum nici cel ce plânge totul la sfârșit. Unii să audă, alții să vorbească, unii doar o clipă cerul să privească, unii o moșie mare, bogată, unii ar vrea o mamă, alții ar vrea un tată. Unii să audă, alții să vorbească, unii doar o clipă cerul să privească, unii o moșie mare și bogată, unii ar vrea o mamă, alții ar vrea un tată. Pelerin prin lume, între nu și da, fiecare suflet are rana sa. Nu tot cel ce râde este fericit, cum nici cel ce plânge totul la sfârșit. Unii haine scumpe și pantofi mai mulți, alții vor picioare și-ar umbla de sculți. Unii vor un munte, alții vor o mare, alții doar să aibă cele necesare. Unii haine scumpe și pantofi mai mulți, alții vor picioare și-ar umbla de sculți. Unii vor un munte, alții vor o mare, unii doar să aibă cele necesare. Pelerin prin lume, între nu și da, fiecare suflet are rana sa. Nu tot cel ce râde este fericit, cum nici cel ce plânge totul la sfârșit. Unii vor avere, faimă, bogății, alții sănătate pentru ai lor copii. Unii vor să aibă propriul răsărit, alții doar să uite ceea ce au iubit. Unii vor avere, faimă, bogății, alții sănătate pentru ai lor copii. Unii vor să aibă propriul răsărit, alții doar să uite ceea ce au iubit. Pelerin prin lume, între nu și da, fiecare suflet are rana sa. Nu tot cel ce râde este fericit, cum nici cel ce plânge totul la sfârșit.
luptă pentru tine, ușurează-ți chinul. Iar de nu se poate să-ți accepți destinul, fii cu gânduri bune și să crezi mereu. Când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Luptă pentru tine, ușurează-ți chinul, iar de nu se poate să-ți accepți destinul, fii cu gânduri bune și să crezi mereu. Când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Peripii lume împrenușita, fiecare suflet are rana sa. Nu tot cel ce râde este fericit, cum nici cel ce plânge totul la sfârșit. Peripii lume împrenușita, fiecare suflet are rana sa. Nu tot cel ce râde este fericit, cum nici cel ce plânge totul la sfârșit. Vă mulțumim! A fost unii și alții, muzica Adivascu, versuri Licuția Pântea. Dar, sfaturile noastre către dumneavoastră, de fapt, corect e așa, sfaturile noastre către noi înșine și apoi către dumneavoastră vin și de la Rudyard Kipling, care ne zice așa, ușor: domnule, ia fă-ți timp în trecerea asta grăbită către ce-o fi dincolo, fă-ți timp să trăiești, fă-ți timp să te uiți pe unde calci, pe lângă cine treci, de ce treci, fă-ți timp să vezi că ai o viață de trăit și ar fi păcat să treacă ea pe lângă tine în loc să treci tu prin viață. Fă-ți trecerea grăbită din lume către veci, fă-ți timp măcar o clipă să vezi pe unde treci. Fă-ți timp acum să știi, zadarnic ai să plângi, comoara risipită a vieții n-o mai strângi. Fă-ți timp să vezi durerea și lacrima arzând, fă-ți timp să poți cu milă să te alini oricând. Fă-ți timp pentru adevăruri și adâncimii de vis, fă-ți timp pentru prieteni cu sufletul deschis. Fă-ți timp să vezi pădurea, să asculți lângă izvor, fă-ți timp să asculți ce spune o floare, un cocor. Fă-ți timp pe-un munte seara, stând singur să te rogi, fă-ți timp amintiri frumoase de unul să invoci. Fă-ți timp să stai cu mama, cu tatăl tău bătrân, fă-ți timp de-o vorbă bună, de-o coajă pentru câini. Fă-ți timp să guști frumosul din tot ce e curat, fă-ți timp că ești de multe mistere înconjurat.
fă-ți timp cu orice taină sau adevăr să stai. Fă-ți timp căci toate acestea au inimă, au grai. Fă-ți timp să asculți la toate, din toate să înveți. Fă-ți timp să dai vieții adevăratul sens. Întrecerea grăbită prin lume către veci, fă-ți timp măcar o clipă să vezi pe unde treci. Fă-ți timp acum să știi, zadarnic ai să plângi. Comoara risipită a vieții n-o mai strângi. Și mai ales Adi Vascu și Teo Boar. Vă mulțumim mai ales că v-ați făcut timp să ne urmăriți. Sfaturile vin din toate părțile, dar atunci când ți le dă cineva pe care îl investești cu mare încredere, pentru că viața lui, existența lui a demonstrat că merită să-l ascultăm în tot ceea ce ne spune, ne-a spus și ne-a lăsat moștenire, și mă refer la Corneliu Coposu, care în Dodecalog ne mai dă niște sfaturi, zic eu, demne de urmat. Înalță-te în credință prin cumpăna dreptății și apără temeinic hotarul libertății. Stăpân peste pornire încalecă tăcerea, sporește vrednicia, virtuțile și vrerea. Nu rupe niciodată privirea de la ținte, nu renunța o clipă la lucrurile sfinte. Împlântă cu credință nădejdile în bine. Păstrează neștirbită încrederea în tine. În iureșul vieții pătrunde fără frică, călcând peste înfrângeri mai tare te ridică. Înfrunte cu tărie potrivnicele valuri și luptă sub statornic drapel de idealuri. Corneliu Coposu, de acolo de unde e, în continuare ne sfătuiește. Îi mulțumim. Sunt unii dintre noi, cum ar fi de exemplu Adrian Vascu, care are cum ar fi al doilea revelion pe anul ăsta. Adică, ce înseamnă asta? Intră într-un alt an al existenței sale private,
că Revelionul este comun. Dar când treci în următorul an al existenței, că nu mai are nici el chiar vârsta pe care o avea înainte, el consideră că e un fel de anul nou. Un an nou. Și atunci, ce credeți? Vine și el cu sfaturi și ne învață ce este, într-un fel, iertarea. Adică, de an nou, iertarea alături de Vladi Knežević la clape, Teo Boar, chitară, Dorin Andone pe aici cu cutia asta pe care stă și, bineînțeles, sărbătoritul la mulți ani, Adi Vascu. Mulțumesc, Dorin Andone, mulțumesc, Vladi Knežević, Teo Boar, dragii noștri, dacă ne-ați urmărit, sperăm că ne-ați urmărit, Fundația Spandugino, Lavinia Spandonide, Hospice Casa Speranței și toate energiile care ne-au făcut să treacă această oră și puțin, uite, mă uit că au trecut deja aproape oră și un sfert, n-am făcut timp și am încercat prin cântecul lui Kipling, în care să dăm sfaturi, să vă faceți timp, să dovedim că noi n-am făcut timp să fim aici. Suntem extrem de încântați, vă mulțumim foarte mult. Vom încheia cu acest cântec, se numește De an nou iertarea. Ce vreau să spună Dorin este că, într-adevăr, a fost un cântec pe care l-am cântat de sfârșit de an, însă fiecare dintre noi avem un sfârșit de an al nostru în timpul anului calendaristic, care de-a doua zi, cum este ziua aceasta, de mâine, eu voi începe încă un an. De aceea, cei care sunteți în aceeași situație cu mine și veți fi cu siguranță în situațiile voastre, să vă gândiți, de a doua zi să aveți un an nou și să ne propunem cu toții. De aceea cântecul se numește De an nou, iertarea și cât este ea de importantă. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, mă înclin tuturor celor care sunt aici cu sufletul alături de noi, vă mulțumesc foarte mult, să-i dăm drumul, vă mulțumim foarte mult. 2, 3 și... A mai trecut un an din cei ce n-au fost dați și Dumnezeu spune din nou iertați, iertați. A mai trecut un an din cei ce n-au fost dați și Dumnezeu spune din nou iertați, iertați. Ca liber voi să fiți în anul nou ce vine, să mergem să împliniți, să fericiți destine. Ca liber voi să fiți în anul nou ce vine, să mergem să împliniți, să fericiți de sine. Ha-ra, da-ra-ra, da-ra-i, da-da-da-da, ha-ra-ra, da-ra-ra, 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 ram, da-ra-ra, da-ra-i, da-da-da, ha-ra-ra, da-ra-ra, da-ra-ra. Iertați-i deci pe cei ce vouă au greșit, dublând iertarea cu uitare negreșit. Iertați-i deci pe cei ce vouă au greșit, dublând iertarea cu uitare negreșit. Ca liber voi să fiți în anul nou ce vine, să mergeți să împliniți, să fericiți destine. Ca liber voi să fiți în anul nou ce vine, să mergeți să împliniți, să fericiți destine. Ha-ra, da-ra-ra, da-ra-i, da-ra-da, ha-ra-ra, da-ra-ra, 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 rap, da-ra-ra. Iertați-i și pe aceia de le-ați făcut necaz, cam stranie ideea, e doar un alt macaz. Iertați-i și pe aceia de le-ați făcut necaz, cam stranie ideea, e doar un alt macaz. Ca liber voi să fiți în anul nou ce vine, să mergeți să împliniți, să fericiți destine. Ca liber voi să fiți în anul nou ce vine, să mergeți să împliniți, să fericiți destine. Ha-ra, da-ra-ra, da-ra-i, da-ra-ra, 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 da-ra-ra.
apoi să iei aminte, să-ți ierți propriul eu și dai fost cu minte, te ierte Dumnezeu. Apoi să iei aminte, să-ți ierți propriul eu și că ai fost cu minte, te ierte Dumnezeu. Ca liber voi să fiți în anul nou ce vine, să mergeți împlinit, să fericiți destine. Ca liber voi să fiți în anul nou ce vine, să mergeți împlinit, să fericiți destine. Ha-ram, ta-ra-ram, ta-r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 a-
Să avem viață frumoasă și încă un an complet, cu tot ce vrem pe masă și să credem în iert. Să avem viață frumoasă și încă un an complet, cu tot ce vrem pe masă și să credem în iert. Ca liberi noi să fim în anul nou ce vine, să mergem să împlinim, să fericim destine. Ca liberi noi să fim în anul nou ce vine, să mergem să împlinim, să fericim destine. Ca liberi noi să fim în anul nou ce vine, să mergem să împlinim, să fericim destine. Ca liberi noi să fim în anul nou ce vine, să mergem să împlinim, să fericim destine. Ha-ra, da-ra-ra, da-ra-i, da-ra-ra, 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 da-ra-ra,